salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Este primul vlog din anul 2022 și îl filmez pe 14 ianuarie. Din punctul meu de vedere, abia azi începe cu adevărat pentru mine anul 2022, pentru că pe foarte frică, trebuie să intru. Am ajuns la salon la Marisa Paloma și sunt gata pentru o schimbare foarte, foarte, foarte mare. Astăzi o să se producă o schimbare uriașă și abia aștept să vă arăt cum o să arăt eu în anul 2022. Rupeți acolo butonașul de like, apăsați pe share, pe subscribe, multe comentarii. Este pentru ultima dată când mă vedeți așa. Mă rog, pentru anul ăsta, cine știe, poate o să-mi vină cândva iar ideea să mă fac din nou așa. Mă rog, acum nu sunt vopsită, ăsta e părul meu natural ca și culoare, dar azi o să fac un pas mare și o să fie o schimbare uriașă și am mare emoții și sper să iasă super bine. Am venit la cei mai profi oameni, așa că vă iau cu mine să vedeți tot ce o să se întâmple astăzi. În sfârșit începe 2022 și pentru mine. Let's go! Gata, am ajuns la salon, sunt aici alături de Adelin. El o să facă magia în părul meu, o să iasă bine? Cu siguranță. Și o să ai grijă să fie sănătos, da? Clar. Că știu că așa lucrezi. Da, clar. O să vezi asta peste 6 ore. 6 ore stă? Da, cam atât. Vai de capul meu, e ora 11, stau aici toată ziua, v-am pupat. O să vă mai arăt mici părticele, dar rămâneți să vedeți rezultatul final. Da, pe aștept. Dacă facem trecerea să vină lină, să vină plin la vârfuri și ușor către rădăcină, gen se pierde, să rămână rădăcina naturală, o să stea bine și odulat și drept și oricum. Am frica asta că am văzut cum e să fie decolorat și nu ok și să mi se ardă și să mi se scurteze în ultimul hal. Da. Și bineînțeles că mi-e frica că am văzut cum o să arată. Ideea... Ce-am fac aici? A, Doamne! Și suntem la scapă. Iese bine? Iese bine? Mai bine, nu vezi? Sunt un scaun de ăsta jmecherit, e cu masaj, e cu tot ce vrei, tot ce nu vrei, adică mă simt aici, nu înțelegeți cum mă simt și e super mișto aici la salon la Marisa, că, fiți atenți, am oglinda aici sus, iar atunci când vrea Adelin să-mi explice ceva legat de păr, eu văd și înțeleg exact, mi se pare super mișto. Este mă oglinda! Love it! Am emoții maro de tot, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce am emoții. Deci emoțiile pe care le am eu acum sunt mai mari decât alea atunci când intru pe scenă și când. Nu înțeleg de ce, deci jur că nu înțeleg. Nu știu, e o schimbare. Probabil că ai totul sub control atunci. E o schimbare mare și nu știu. Ha, sunt super, super, super încântată. Eu am văzut așa cum o să iasă. Acum am nuanțatorul în cap și abia aștept să vedeți și voi așa baleajul, să vedeți forma lui. Eu am văzut-o atunci când m-am uscat după ce l-am decolorat, dar acum punem nuanțatorul ca să iasă culoarea pe care ne-o frim. O să iasă super, super mișto. Și asta este rezultatul. Ce părere aveți? Vă place? Doamne, eu îl ador! Mi se pare absolut divin, îmi place părere! Doamne, mă mai satur, deci de 10 minute în continuă numai așa fac prin păr. Nu mai știu cum să-l așez, să-l văd, că e frumos, e splendid. Asta este rezultatul, mie îmi place la nebunie, m-a făcut prințesica de mine, îți mulțumesc! Ești the best of the best! Mulțumesc din suflet Marisa Paloma Studio. M-am simțit super, super, super bine aici și am venit o persoană și acum plec altă persoană mult mai frumoasă, zic eu, pentru că îmi place foarte mult, îmi place la nebunie lucrul ăsta și da, vă rupeți acolo, nu știu, de like, ce să zic? Hai să vedem acum reacțiile oamenilor. Ghiciți ce o să fie prima persoană? Baby, bineînțeles. Mai arunc și ajungem. Stai că mă dă cu peria să fiu frumoasă. Gata? Sunt pregătită? Stai! 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 Stau, nu ales, nu. Hai, uite-te! Ei! Aaaa, mi-am auzit! Și dacă nu se placă? Nu știu, hai să vedem. 2, 1... Bă, frumusețea mea, mă, uite, bine, stă chiar pe bine. Zi, îți place? Da, foarte, foarte frumos. Să stăpânești sănătos. Mulțumesc. Foarte, foarte tare stă. Vezi cât de frumos m-a făcut Adelin? Sincer, chiar superbă. Ești foarte frumos, sincer.
Super. Îți place? Da, chiar e un blond care chiar te prinde. Zi sincer, dar sincer. Foarte mult, foarte mult, foarte mult. E cea mai frumoasă. Sincer, chiar îmi place. Scrie și voi în comentarii dacă vă place. Mie îmi place rău, rău, rău. Dar zici că ești altă persoană, frate. Da, nu? Mamă, cât de mult poți să-ți schimbi nouă. Nu știu, zici că un pic mai tinerică, mi se pare mie. Da, și pare că blondul mă copilărește da, un pic. Da, da, te copilărește. Și de asta am vrut să mă fac blond. Și te face, nu știu, te mai luminează la față, ești foarte frumoasă. Chiar mă prinde blondul și chiar mi-e plăcere. Chiar foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă ești. Urmează să ne întâlnim cu tati și vreau să sun, să-i zic atunci când vede că intrăm în parcare, să închidă ochii, că vreau să-i prind reacția. Stați, să-l anunț. Tati, vezi că filmez un vlog când vii, vreau să-ți prind reacția autentică și sinceră despre cum m-am vopsit eu și nu vreau să te uiți, adică când vii să nu te uiți. Ai înțeles? Bine, tati, nu mă uit. Când ajung lângă mașină, închid ochii. Bine. Hai, te pup. Pa. Hai, vino. Da, i-a închis, i-a închis. Haide, vino, vino lângă el, pașez de lângă el. Tot se deschideți, gata, vă puteți privi fica. E frumoasă, mi-a cedut să vă chiar e frumoasă. Îți place? Da, mult, 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 mult pui meu. Aaaa, nu mă așteptam să-i placă lui tati. De ce să nu-i placă? Ești foarte frumoasă. Nu știu. Îți place? După reacția mama a luat la 100 de întrebări, chiar îți place sau? Chiar e foarte frumoasă. Da, chiar miros bine. Au niște tratamente acolo, bombă rău de tot. Te omoară. Da, deci? Deosebit. Marfă. Aaaa, îmi place lui tati. O notă, așa? 11 ca și notă din partea lui tati. Bine. Am ajuns acasă, m-am schimbat, am pregătit cadrul și sunt pregătită să mai văd câteva reacții, să văd ce părere au anumite persoane despre schimbarea asta pe care mi-am făcut-o eu. Bineînțeles că prima persoană este mami. Noi acum suntem la casă, la studio mai exact, și mami n-a reușit să vină azi, vine mâine, dar nu puteam să rezist până mâine ca să, gen, să-i văd reacția face to face, așa că o să sun pe video, nu contează, dar vreau să-i văd reacția și am mari, mari emoții. Aoleu! Să vedem ce o să spună mami. Doamne, sper să-i placă mami. Pentru că mama mi-a zis că ăsta e un pas mare pe care îl fac, să mă vopsesc așa blondă și că nu știe dacă o să iasă bine. Să vedem. Nici când am dat bacul n-am avut așa emoții. Ca acum când nu sunt pe mama. Wow! Surprize pentru tine! Fata, ai vrut să fim meci! Ia! Să te văd. Am emoții, nu știu dacă o să-ți placă. Jur, chiar nu știu dacă o să-ți placă. Să vedem. Da, e frică. Dacă mă dai afară din casă. A, săraca de tine, ți-e și frică rău. Te-am dat vreodată afară din casă, n-ai. Zic și eu așa. Te dau afară din casă, te dau afară din apartamentul tău. Ca să mă mut eu. A, altceva, hai, ți-arăt. Hai. Aură, mi-e frică. Hai, mami. Hai, mă, mami, ce ți-ai făcut? Ți-ai bătut joc. Cum adică? Nu-ți place? Ce ți-ai făcut la păr? Mami, chiar nu-ți place? De ce ai făcut asta? Fredi, chiar nu-ți place? De care e problema? Am avut un profesor. Așa, și? Păi tu, am vrut să-ți fac o farsă. E superbă. Ești minunată. Adică m-ai prencuită? Iar, serios. Da, îți place, nu? Ia uite, mă, mi-a făcut mama break. Mi-a făcut mami break. Stai un pic că mi-am luat blocaj mental. Eu sunt convinsă că dacă eu ziceam că e urâtă, știam că tu ai. Da, pentru mine contează enorm ce părere are mami. Mai conteze mami părerea mea pentru. Cum să nu conteze? Întotdeauna părerea mamei e cea mai importantă. Și fete și băieți, părerea mamei contează. Dar chiar îmi place rău, jur. Da? Mă gândeam că o să-ți placă, dacă și mie mi-a plăcut, că știu că avem aceleași gusturi. Dar în același timp știu că tu mi-ai zis că e un pas mare dacă mă vopsesc blondă. Că îmi place la nebunie, tu știi că eu dacă... Nu știam dacă o să-i placă pentru că mami m-a luat cu povești, dar mami și eu m-am făcut la tinerețe, mă făceam blondă, ieșea greu, îl întrețineai greu, greu cu blondul, nu știi dacă o să-ți iasă din prima... Iar îmi place rău de tot, tu știi că eu spun imediat, cred că mai sinceră, mamă ce superb,
Da? Dar surpriza mea s-a plăcut? Da, vine să cred. Eu știam că și mami se duce azi la păr, dar nu credeam că ne facem oarecum aceeași culoare. Că vezi că și la tine nu e un blond deschis, e un blond mai cald, e un blond mai... Știi cum a numit Antonio blondul ăsta? E un blond de lux. Faci, Antonio, ci că-mi place bine că ți-ai făcut un blond așa de lux, nu un blond așa care face, dacă te făcea așa mai albă sau ceva, nu știu, poate te făcea mai rea sau cumva asta, te face așa păpușică. Dar chiar e super. Îmi place, nu știu, îmi place din orice unghi, parcă îmi place fața mea mai mult. Acum cu părul ăsta îmi place fața mea. Niciodată n-ai fost mai frumos ca acum. Da, și mie îmi place. Da, chiar niciodată. E... Asta e Bibi din... Nu, acum o să sun și pe Daie. Chiar îmi place cum se așează din toate părțile. M-ai crezut? Și... Ți-am zis? Da, chiar te-am crezut și că... Ce-ți... Că și tu prețuiești pe toată lumea. Că ce ți-ai făcut, mamă? Ți-ai bătut joc? Mamă, m-am luat cu Daie, am zis gata, nu mai știam ce să zic, nu mai voiam să pun partea asta în vlog, n-ați văzut, lăsasem telefonul, nu mai... Am tot ce a zis. Ce face băiatul meu acolo? E sus în studio, mai compunea și asculta și piesele pe care le-a înregistrat. Azi că a înregistrat niște piese foarte, foarte, foarte mișto, o trei într-o singură zi. Sunt convinsă că vor fi bombă. Când... Apropo, lansăm piese noi în scurt timp, fiți pe fază. Și eu o să mă duc în scurt timp în studio să înregistrez niște piese. Anto a fost azi cât timp eu am fost la păr și a înregistrat niște piese bombă rău, 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 rău de tot. Și abia aștept să le auziți. Anul 2022 o să fie plin de surprize, inclusiv în începând cu lucrul ăsta, pentru că parcă acum când m-am vopsit și inclusiv voi vreau să știți chestia asta, simțeam nevoia să fac schimbarea asta. Simțeam să fiu o altă eu, pentru că parcă par... Adică nu să fiu alta, ca aceea sunt, cu același haz nebun. Sunt un pic altă persoană, dar bine, gen, mă simt eu mai bine. Mă simt mai frumoasă, mă simt mai altfel, nu știu, fetele o să mă înțeleagă cel mai bine. Fetele când își fac o schimbare și le place acea schimbare, nu știu, ne simțim altfel. Nu, mami, zici și tu că uite și tu te-ai schimbat, dar și ești frumoasă rău. Îmi place cum îți stă. Mie îmi place la tine, zău, niciodată n-ai fost, chiar sunt uimită rău. Și mie îmi place. Mă rog tot anul să ai succes cu piesele. Doamne ajută, abia acum începe la mine anul 2022, de azi. Din ziua în care m-am vopsit, am și filmat și următoarea zi, adică azi, am și postat vlogul. Vedeți, îmi prinde bine blondul ăsta. Blond, chiar cum a zis Antonio, mai de, nu știu, mai așa, mai deosebit. Da, mai de lux așa și mie îmi pare, îmi pare așa. Șaten așa și asta. Cum? E un blond amestecat cu șaten. Da, e o trecere foarte frumoasă, foarte lină, nu e ceva brusc. Uite ce frumos se vede aici în telefon la mami. Se vede mai deschis decât pe cameră. Pe cameră se vede un pic mai închis. Îmi place cum se vede aici, mami, cu tine când vorbesc. Da. Bine, mami, hai că o sun și pe Daie să vă văd părerea. Te pupă, mami. Pa, iubire. Te pupăm amândoi. Bine. Să rămână, pa. Ia, hai să o sunăm pe sora mea să vedem ce o zice. Voiam să mă arăt în prima. Doarme, Andra? Da. Oh, vreau și o să o văd. Căduț, cădutusi. Uită-mă cum doarme. Îți arăt cum m-am vopsit? Da. 3, 2, 1. Stai că nu te văd, stai. Se vede super mișto. Ce părere ai? Super șmecher, îmi place mult, chiar te prinde. Ia uite. Chiar super șmecher. Deci îți place, a? Da. Hai, te pup, nu te mai țin ca să nu trezesc pe Andruța. Vă pup pe amândouă. Și noi, pupici. Pa. Dă-mi o notă, repede. 10, drag. Pa. Pupici, pa. Am uitat să fac screen recording. Cred că am uitat să fac screen recording cu sorme. Nu știu, o să văd la edit, nu mi-apare încă în galerie screen recording-ul. Și dacă nu l-am făcut, oricum era destul de întuneric. Îmi pare rău că n-ați putut și voi să o vedeți pe Andruța. I-a plăcut, a avut o reacție foarte frumoasă, a făcut... Și asta era partea pe care voiam să o prind, dar o să auziți voi măcar din vorbe. Asta contează. Și haideți să-i sunăm și pe părinții lui Anto să vedem ce părere au ei despre noul meu look. Să rămână! Bună! Ce faceți? Bine, la unde ești? Că nu te vedem.
ești. Vreți să vă arăt cum m-am făcut? Da. Like. Hai, arată de pe tine. Dacă nu o să vă placă. Vreau să vă văd pe amândoi. Mami, un pic să-l văd pe tati. Da, stați că ați văzut un pic. Vă place? Foarte frumoasă. Parcă zici că nu ești tu. Parcă sunt altă persoană, nu știu, dar îmi place persoana asta care am sunt. Am lăsat o persoană și a venit altă persoană. Serios? Bine, e schimbată! Schimbată în bine sau nu în așa bine? Vă mulțumesc frumos! Super, 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 super! Vă mulțumesc! Deci vă place? Da, da, mă bucur mult! Vă mulțumesc! Să rămână mult! Vă pup dulce! Vă pupăm! Și cam acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut, nu uitați acolo să rupeți butonașul de like, să dați mare share, subscribe, comment, să-mi spuneți dacă vă place noul meu look și gata, în sfârșit sunt pregătită și eu pentru anul 2022, am și zis, imediat cum mă vopsesc și îmi fac ceea ce îmi doresc eu, abia de atunci începe pentru mine anul 2022, pentru că până acum, până azi am fost full de proiecte pentru facultate, încep sesiunea, a trebuit să termin niște proiecte care mi-au dat bătăi de cap, am fost super concentrată pe muncă, mobilat, apartament, foarte, foarte, foarte multă treabă, dar de acum lucrurile se schimbă. Știu că va fi foarte multă treabă și de acum înainte, ba chiar poate mai multă treabă, dar sunt o nouă versiune de-a mea și sunt gata pentru anul 2022. Mă rog, nu sunt o altă persoană, ci o versiune mai bună de-a mea. Adică sunt gata pentru 2022, pentru că de la an la an trebuie să evoluăm, trebuie să fim din ce în ce mai buni și eu simt că anul ăsta o să fie de-a dreptul magic. Așa că fiți ok aici în continuare. Eu v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Ah, și la mulți ani! Să avem cu toții un an nou cât mai bun, că nu v-am zis chestia asta. Să avem un an nou genial aici, împreună. Vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Mua!